mulți ani, România, la mulți ani tuturor românilor! Le mulțumim invitaților prezenți astăzi aici, la Biserica Sfântul Nicolae, domnului europarlamentar Dragoș Bena, domnului vicepreședinte Gelu Pamfil, consilierului județean Vasile Izboran, primăriei Târgu Ocna și domnului primar Cristian Aurelian Ciubotaru, consilierilor locali, poliției din Târgu Ocna, postului de jandarm din Târgu Ocna, preacucernicilor părinți, SNA pe Târgu Ocna și unităților școlare din Târgu Ocna. Pentru început, o voi invita alături de mine să intoneze imnul pe interpreta de muzică populară, Gabriela Comăneci. Îl voi invita pe domnul primar să ne spună câteva cuvinte. La mulți ani, România, 1 decembrie, ziua națională, la mulți ani Târgu Ocna, preacucernice părinte protopop, preacucernici părinți, distinși invitați, domnule președinte Dragoș Benea, europarlamentar și domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Gelu Pamfil, distinse domnule general apostol, dragi locuitori ai orașului Târgu Ocna, domnilor consilieri și doamnelor consilieri locali și dumneavoastră turiștilor astăzi prezenți la Târgu Ocna, iată că un moment istoric, un moment emoționant, un moment patriotic îl celebrăm astăzi aici la Târgu Ocna. Este tradiție și ne-am gândit ca în această vreme să petrecem și să omagiem eroii și unde puteam să-i omagiem mai bine decât aici, lângă ei, în acest cimitir istoric, cimitirul Biserica Sfântul Nicolae și aici unde suntem mormântați eroii din primul război mondial. Cinste și glorie lor și să deschidem manifestările prin serviciul religios. Scuzați. Părinte Protopop. De la început aș vrea să vă salutăm pe toți, spunându-vă multă sănătate și la mulți ani, să vă aducem la cunoștință că serviciul religios nu durează decât maxim 10 minute, să ne încadrăm în programul pe care l-am stabilit și totodată suntem astăzi în locul acesta unde sunt înmormântați eroii neamului, oficiem această și slujbă de proslăvire a neamului nostru românesc și o slujbă de pomenire. Vă mulțumim!
Slavă Sfinte, cele de o ființă și de viață și nedespărțitei trăim, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești, pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iată fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune drept, ascultăm noi Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului Tău. Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan și Tirem. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. În vremea aceea au ținut sfat farisei ca să-L prindă pe Iisus în cuvânt și au trimis la El pe ucenicilor împreună cu irodiane, zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și într-o adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne nouă de ce ți se pare, se cuvine să dăm dajdie cezarului sau nu? Iar Iisus, cunoscând vicleșugul lor, le-a răspuns: Ce mă ispitiți, fățarnicilor, arătați-mi banul de dajdie. Iar ei au arătat un dinar, Iisus le-a zis: Al cui e chipul acesta și inscripția de pe el? Răspuns au ei ale cezarului. Atunci a zis lor: Dați deci cezarului cele ce sunt ale cezarului, și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Auzind acestea, s-au dus, s-au minunat, și lăsându-l s-au dus. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la Ta slavă căzând cu frică și cu cutremur, ca niște robi netremi și cu minința aducem această mulțumire bunătății Tale pentru binefacile care au fost asupra poporului român prin Marea lui Unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul Te slăvim, scântăm și Te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea Ta, mulțumind, rugând cu milință nemăsurată și nescusa Ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor Tăi și cu milostivire învrednicită ale împlinit cererile lor, așa și de acum înainte învrednicește a spori într-o dreaptă credință, în dragostea cea către Tine și către aproapele și într-o toate faptele cele bune și a dobândi ale Tale binefaceri împreună cu toți credincioșii robii Tăi. Mântuiește-ne de toate reaua întâmplare, dăruiește-ne pace, sănătate și liniște. Dăruiește, Doamne, conducătorilor noștri Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletește ai poporului Tău Duhul lepădării de sine,
pe care le-ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli când i-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri vitejia cea sfântă, izvorâtă din dragostea către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Iar pe noi, pe toți, învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Pomenește, Doamne, pe făuritorii mari uniri, pe toți eroii ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul și îndurările Tale asupra lor și asupra țării acesteia în care se primărește numele Tău. Și ne învrednicește pe toți ca totdeauna mulțumire să-ți aducem cele prea bune să grăim și să cântăm ție și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh. Dumnezeului cel slăvit într-o ființă, slavă ție Dumnezeul nostru, dătătorul nostru de bine în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește. Domnului să fie peste voi toți, cu al său har și cu al său iubire de oameni, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru căciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstite și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfântului Ierarh Nicolae și cu ocrotirile tuturor Sfinților români, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Permiteți-mi în continuare să dau citire mesajului pe care înalt preasfințitul Părinte Ioachim, arhiepiscop al Romanului și Bacăului, l-a transmis prin Părintele Protoierei Ioan la această manifestare dedicată Zilei Naționale a României, momentul 1 decembrie. Dragi români, 1 decembrie este ziua nașterii României ca stat unitar și independent între statele moderne ale lumii. O zi a recunoștinței față de conștiințele acestui neam, care și-au consumat viața sacrificându-se pentru ideal și care au considerat că niciun efort nu este îndeajuns de mare pentru binele acestui popor. Ei sunt părinții națiunii noastre, iar genul lor va rămâne neșters din memoria istoriei României. Credința, obiceiurile, libertatea, graiul, cultura, pământul țării sau patrimoniul spiritual pe care ne l-au lăsat în grijă înaintașii și pe care avem datoria de a-l conserva și promova, împlinind peste timp testamentul străbunilor acestei națiuni. Să purtăm în noi curajul și demnitatea voievozilor, hotărârea și spiritul de sacrificiu al eroilor. Doar punând în inimă istoria națională și dorul de Dumnezeu, vom ști că suntem români autentici, iar țara pe care astăzi o cinstim va avea un viitor mai bun. Ziua de 1 decembrie să rămână pentru fiecare dintre noi un moment de reflecție la faptele mărețe pe care înaintașii le-au scris cu litere de aur în cartea vieții poporului român. În această zi de sărbătoare națională, vă îndemn să nu așezăm în uitare istoria neamului care ne definește identitatea națională, să privim cu încredere spre viitorul țării, să purtăm cu mândrie și curaj numele de români, să respectăm cu recunoștință valorile cardinale care au structurat identitatea acestui popor, să ne iubim țara, căci este locul sfințit de sângele martirilor, în care ne-am născut și ne creștem copiii, dar ne petrecem și părinții spre veșnicie. Rog pe milostivul Dumnezeu să binecuvinteze această zi de sărbătoare, pe conducătorii țării în a lua decizii înțelepte privind destinul neamului românesc și să ocrotească pe români, oriunde se găsesc pe meridianile lumii. Dumnezeu să binecuvinteze România și pe români. Semnează Ioachim, arhiepiscop al Romanului și Bacăului. Mulțumim încă o dată tuturor celor prezenți. Aș vrea din suflet să vă adresez și din partea noastră a preoților
recunoștința și prețuirea pentru ceea ce faceți pentru eroii neamului nostru românesc și m-aș adresa domnului primar, domnului președinte Dragoș Benea și celor care sunt prezenți aici să vă spunem că suntem lângă Biserica Sfântului Ierarh Nicolae, datată la 1714, un an care coincide cu Constantin Brâncoveanu, marele român. Cu ajutorul prefecturii județului Bacău, am reușit anul acesta să avem titlul de proprietate pe această biserică. Nu a fost ușor. Și pe locul pe care îl vedeți aici, cu ajutorul primăriei și al dumneavoastră, celor care conduceți acest județ. În sensul acesta, noi credem că în scurt timp această biserică va arăta așa cum trebuie să arate de ziua națională. Gestul pe care l-ați făcut împreună preoții, primăria și Consiliul Local de a fi în curtea acestei instituții, să spunem că până la urmă eroul neamului nostru este o instituție sfântă, este un semn de prețuire pentru armata română prin toți cei care sunt prezenți din partea instituției cele mai importante a neamului românesc și reprezintă armata și, bineînțeles, biserica noastră ortodoxă. Vă mulțumim și vă încredințăm de faptul că orice rugăciune se face este adresată spiritului de sacrificiu și demn pe care România în Uniunea Europeană îl are și vă spunem la mulți ani și multă sănătate tuturor. Vă mulțumim! Și noi vă mulțumim, vă mulțumim și părinților romano-catolici, iar dacă doresc să ne spună ceva, îi ascultăm cu drag. Suntem aici pentru a ne aminti de înaintașii noștri, de cei care au vărsat sânge pentru unitate și înălțăm și noi către ei o rugăciune către Dumnezeu Tatăl. Ne încredem în promisiunile lui Iisus Hristos și ne rugăm pentru ei ca să aibă și ei parte de înviere. Cred că răscumpărătorul meu trăiește și în ziua cea din urmă din pământ voi învia și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Eu însumi îl voi vedea și nu altul și ochii mei îl vor privi și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Aceasta este speranța care se află în adâncul inimii mele și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul nostru, Tu care ești bun, condui pe cei care au vărsat sânge pentru unitate în lăcașurile Tale de lumină și de pace. Te rugăm, ascultă-ne! Primește-i în împărăția Ta veșnică pentru tot binele pe care L-au făcut pe pământ. Te rugăm, ascultă-ne! Răsplătește-i cu viața veșnică pentru binele pe care L-au făcut. Te rugăm, ascultă-ne! Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Să ne rugăm, Dumnezeule, Părinte atotputernic, Fiul Tău a fost cel dintâi pe care Tu l-ai înviat din morți. Te rugăm, întărește-ne în speranța că și pe frații noștri care au vărsat sânge pentru unitate, să-i primești alături și să-i învii în ziua de apoi, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Odihna cea veșnică, dă-ne-o lor, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să ne strălucească, să se odihnească în pace. Amin. Domnul să-i răsplătească și să-i învie alături de sfinții și aleșii Săi. Aduc salutul preasfințitului nostru Iosif Păureț, care în aceste momente este la Iași, ne-a transmis nouă să transmitem salutul lui autorităților, preoților cu care ne întâlnim și tuturor credincioșilor. La mulți ani, România!
La mulți ani mulțumim din suflet. În următoarele momente o să invit un tânăr să ne spună o lecție de istorie, așa că în timp regionează Cosmin Blaga va veni cu o lecție de istorie. La mulți ani români, la mulți ani România! Astăzi vă voi spune câteva informații despre data de 1 decembrie. La 1 decembrie 1918, vechiul regat condus de Ferdinand I se unea cu provinciile Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș. După 2 ani de lupte grele, din august 1916 până în toamna anului 1918, am reușit a ne uni. Cele mai importante bătălii de pe teritoriul României din primul război mondial, război care a dus la Marea Unire, au fost cele de la Mărăști, Mărășești, Oituz, de pe vârful Coșna și de pe frontul din Dobrogea. Basarabia se unise la 24 martie 1918 cu vechiul regat, iar Bucovina se unise în noiembrie 1918. România Mare a durat din 1918 până în 1940, când, la începutul celui de-al doilea război mondial, URSS, condus de Iosif Vissarionovici Stalin, ne-a furat Basarabia, astăzi Republica Moldova, Bucovina de Nord, regiunea Cernăuți din Ucraina și Ținutul Herța. Ca zi națională a României, 1 decembrie este din 31 iulie 1990, când președintele de atunci al României, Ion Iliescu, a adoptat această dată. Așadar, dragi români, vă urez din nou un călduros la mulți ani! Mulțumim, Cosmin! Ce-ți doresc eu ție, dulce România? Poezie ce va fi interpretată de Maria Ciobanu. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? Țara mea de glori, țara mea de dor, brațele nervoase, arma de tărie, la trecutul mare, mare viitor. Fiar vă vin în cupe, spume de bocalul, dacă fiți mândri, astrele nu tresc, că-și rămâne stânca, deși moare balul, dulce Românie, asta ți-o doresc. Vis de răzbunare, negru ca mormântul, spada de sânge dușman fumegând, și deasupra Idrei fluture cuvântul, visul tău de glorii, falnic triumfând. Spune lumii large, steaguri, tricolore, spune ce poporul mare românesc, când se aprinde sacru, candide vâlvare, dulce Românie, asta ți-o doresc. Îngerul iubirii, îngerul de pace, pe altarul vestei, tainic surzând, ce pe Marte în glorii să orbească-l face, cum cu lampa izboară lumea luminând. El pe sânus virgin încă se coboară, gustă fericirea raiului ceresc, tu-l strânge în brațe, tu-i fă altare, dulce Românie, asta ți-o doresc. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? Tânără mireasă, mamă cu amor, fiii tăi trăiască numai în frăție, ca a nopții stele, ca a zilei zori, viață în vecie, glorie, bucurie, arme cu tărie, suflet românesc, vis de vitejie, fală și mândrie, dulce Românie, asta ți-o doresc. Mulțumim, Maria! În timpul ce urmează, îl voi invita alături de mine pe domnul general în rezervă, Jenica Apostu, să ne spună și dumnealui câteva cuvinte. Onorată asistență, vreau să vă spun că încep acest mic discurs foarte, foarte emoționat fiind de acest copil pe care l-am ascultat înainte. Eu așa îmi propusesem să vorbesc puțin altceva decât o să spun acum, dar el mi-a preluat din ceea ce voiam să spun și ne-a adus în istorie acest copil extraordinar pe care îl văd pentru prima dată în viața mea. Ne-a adus
să zic așa, la zi, iar eu trebuie să-mi schimb ceea ce îmi propusese. Vreau să subliniez faptul și când voi face unele referiri, voi prelua de acolo de unde a rămas ea, ca să nu repet nimic, pentru că nu merită să profanăm un asemenea discurs al unui asemenea copil. Mă uitam la ceas și vreau să vă spun și de când domnul primar m-a sunat, când mi-a spus ora 12, m-am și gândit la faptul că exact în urmă cu 104 ani, la ora 12, la Alba Iulia, populația care suportase în frig sute de mii de oameni, prin diferite locuri unde își făceau focuri de tabără, era o iarnă geroasă atunci, asculta cu sufletul la gură, să zic așa, rezultatul votului din Sala Unirii. Erau amenajate acolo la Alba Iulia mai multe postamente înalte pe care fruntașii unioniști, stabiliți dinainte, se urcau și vorbeau poporului să le spună rezultatul Unirii. Știți că au votat, istoria concernează 1228, în realitate au votat 1227, pentru că, și nu întâmplător spun asta, pentru că unul dintre cei stabiliți să voteze nu a mai ajuns, pentru că venea pe jos de la 10 sau 100 de kilometri. Aș vrea să mă refer doar la anul 1918, un an care a dus România de la agonie, n-aș zice extaz, poate nu e termenul cel mai potrivit sau cineva mă condamnă pentru asta, dar la o stare euforică a tuturor românilor din toate provinciile noastre, a tuturor românilor din teritoriul nostru sacru. Am început să spun doar atât despre anul 1918 și nu cobor mai mult în adâncime istorică pentru că a făcut-o antevorbitorul meu și să vă spun că noi am pornit atunci de la agonia pe care ne-a oferit-o pacea de la București din 7 mai 1918. Și vreau să spun pentru toți cei prezenți, chiar dacă sunt mai în vârstă sau mai tineri, că atunci România a trecut prin una dintre cele mai umilitoare momente istorice din întreaga noastră existență, cel puțin de 2 milenii în pace. Această pace, când am făcut-o în liceu, îi spunea pace rușinoasă. A fost o pace umilitoare pentru noi și vreau să vă spun că atunci, în conformitate cu prevederile acestui tratat de pace, România rămânea doar cu o suprafață foarte mică. Și chiar dacă vă supărați pe mine, am să spun câteva lucruri. În primul rând, Dobrogea, Cadrilaterul și partea de sud a Dobrogei era dată Bulgariei. De la Calea Ferată, de la Fetești, Constanța, în sus până la Delta, era o administrare comună, Austria și Germania. Poate unii zic că eu sunt naționalist. Eu vă spun adevărul istoric, să fie foarte clar. România avea, prin bunăvoința acestor mari puteri, ieșire la Marea Neagră doar pe Calea Ferată să ajungă până la Constanța. De la Vârciorova, și știm bine de la geografie, și până în nord la Bucovina, peste tot frontiera, venea 25-40 de kilometri către sud și către est. Așa stăteau lucrurile, nu mai mă refer la aspectele economice și alte. Norocul nostru a fost atunci că au fost oameni înțelepți, iar Ferdinand Regele a înțeles bine și nu a promulgat acest tratat de pace. Dacă îl promulga, noi avem cu totul și cu totul alt sfârșit. În primul rând, că nu mai ajungeam să facem parte din rândul țărilor învingătoare, în primul rând. De asemenea, acest an 1918, care a fost foarte condensat în evenimente pe plan internațional și la noi aici, pe plan național, a determinat foarte, foarte mișcări pe care unii nici nu le intuiau până atunci. În primul rând că, după ce România a rămas în acest spațiu foarte mic și a avut tăria nici să nu desființeze toate unitățile militare și nici să nu semneze acest acord de pace, am ajuns la ziua fericită a încheierii armistițiului general
între puterile Antantei și foștilor inamici. Este vorba de data, și asta e ușor de reținut, 11 a 11-a, ora 11 în anul 1918. Tratat anunțat de mareșalul francez Foch, care s-a semnat într-un vagon de cale ferată undeva pe teritoriul Franței, în apropiere de Germania. Înainte de acest tratat, se retrăseseră și cedaseră în luptele bulgarii și alții, și în ziua de 9, în seara zilei de 9 noiembrie, trupele generalului Berthelot, care ne ajutase foarte mult înainte, armata de Dunăre, trecea Dunărea pe la Giurgiu. Generalul Esperi, cu armata de Orient, intrase deja în Banat. România, fiindcă a avut o diplomație demnă de toată admirația pentru toate generațiile care vin, a ținut mereu legătura cu cine trebuia să o țină, și astfel încât, dacă pe data de 9 au intrat în țară trupele din armata de Dunăre, pe data de 10 România a declarat din nou mobilizare generală. Aici intervine devotamentul ostașului român și românilor în general pentru țara lor. Celelalte armate se dezmembrase și imediat s-a desființat Imperiul Austro-Ungar, Germania nu a mai fost legat, și în această situație noi am reușit să, după ce am, deci pe data de 10 am declarat mobilizarea, data de 11, care a fost armisticiu, ne-a prins deja în coaliția care câștiga războiul. Nu vă țin mai mult, sunt tentat să vorbesc, nu asta vreau să vă spun. Vreau să spun cum au venit cele trei provincii la Patria Mumă. Ne-a spus băiatul destul de lucruri despre asta. Eu vreau să spun doar că am senzația așa că aici, astăzi, la Târgu Ocna, ne situăm la capătul unui impresionant arc istoric peste timp, care creează o tulburătoare punte afectivă între cei care au îndeplinit aceste fapte istorice și noi, cei care astăzi le cinstim memoria. Dacă, așa cum spunea Nicolae Iorga, eroii mor când sunt uitați, văd că dumneavoastră aici faceți tot ce omenește posibil pentru nemurirea lor. Și înainte de a încheia, aș vrea să spun, mi-a venit ideea, un călător străin în a doua parte a secolului XIX spunea despre România, una din presii, că au fost și alte de altă natură, dar acest călător făcea o figură de stil și spunea: soarele a sărutat pământul de a înflorit România. Eu aș încheia spunând, parafrazându-l, bineînțeles, că soarele a sărutat pământul de s-a întregit România. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule general, și în clipele ce urmează, Florin Ciobanu ne va interpreta poezia Nu ponegriți iubita țară. Sunt mulți, prea mulți, dintre acei ce își ponegresc frumoasa țară. În România totu-i rău și totu-i bun ce-i pe afară. Acei denigratori de țară, acei ce-și ignoră glia, n-au prea văzut ce-i pe afară și nici nu cunosc România. Când n-ai văzut și nu cunoști, cum îndrăznești să ponegrești un sfânt pământ ce de milenii ascunde comor românești? Când n-ai văzut pădurea, letea și delta, raiul păsăresc, când n-ai făcut un sejur la mare pe litoralul românesc, când n-ai văzut marea câmpie gonind pe drumul de oțel care are atâta bogăție, n-ai văzut porțile de fier, n-ai văzut razvăgărașul nici pe uisajul la picaz, ori ne-a pus la detunata copacii cu păduri de braz. Când n-ai văzut un colț de rai, o țară mândră ca povești, mai ai cum să hulești România? Mai ai curaj să o ponegrești? Când nu știi al cui ești, pe unde ai trecut, când nu știi străbunii tăi cum s-au distrat, cum s-au bătut, când nu cunoști câți hrăpăreți au dorit a ne asupri și câte jertfe au dat strămoșii noștri să avem mas cu cele mândri, când nu cunoști ce bogății și ce cultură minunată adăpostește această țară de Domnul binecuvântată. Nu te grăbi să critici țara și al ei popor mult încercat. Nu confunda aceste valori cu cei suspuși care au trădat, care au vândut tot bunul nostru, ne-au dus la pauperizare ca să sporească ei avutul și conturile lor bancare. Pe ei să-i ponegriți, nu țara,
preasupritor să-i blestemați, în mănăstiri lângă altar, în rugăciuni când vă închinați. Bravo! Mulțumim, Mari! Preotul Silviu Neicu ne va spune și dumneavoastră câteva cuvinte, așa că îl voi invita alături de mine. Preacucernice Părinte Protopop, preacucerniciile voastre, domnule europarlamentar, distinse autorități județene și locale, domnule primar, iubiți Târgu Uneni, fii ai istoriei și ai patriei. Ne revine misiunea de a sintetiza și a concluziona acest frumos moment care l-am trăit împreună astăzi la Târgu Ocna și după cum domnul general ne-a spus că nu este bine să luăm pâinea fiilor și să aruncăm câinilor după cuvântul Scripturii, nu voi spune nici eu prea multe, pentru că inima copiilor a spus astăzi mai multe la Târgu Ocna decât noi maturi am putea gândi. Însă vă spunem și noi la mulți ani, pentru că suntem singurul popor care legăm două zile, ziua de naștere, a zărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, când în Cristelnița Carpato-Danubiano-Pontică ne-am botezat în cuvântul Evangheliei, și ziua onomastică, când vorbim despre numele de român, pentru că românismul, românitatea și credința au mers față de alte popoare împreună în istorie, nedecalat, ci împreună, etnogeneza poporului român și răspândirea creștinismului care ne-a dus astăzi să ne identificăm ca popor bimilenar așezat pe valori. Și pentru că vorbeam de valori, să mă dau deoparte. Pentru că nu doar biserica și statul sunt împreună astăzi, ci și școala ca emanație de biserică și de stat, prin acești tineri care au încercat să își exprime concepția lor sufletească și mentală despre ce înseamnă astăzi România. Am văzut o Românie a Apostolului Andrei, am văzut o Românie a Albei Iulia, am văzut o Românie mare, am văzut o Românie europeană și mai multe forme în care România este prezentată. În schimb, am văzut astăzi o Românie autentică și care vibrează aici și sunt convins că ea va merge mai departe. Fără a lungi cuvântul meu, îmi propun din prână cu dumneavoastră să spunem acestor copii în felul următor. Țara pe care Dumnezeu ne-a dat-o este un împrumut din mâinile voastre, dragi copii, și o moștenire a înaintașilor. Vă mulțumim! La mulți ani, România! La mulți ani, România! Mulțumim și noi! Acum, pe final, o voi invita din nou alături de mine pe interpreta de muzică populară Gabriela Comăneci să ne mai cânte un cântec patriotic, după care vom depune coroanele. Vă rog să cântăm împreună. Doamne, ocrotește-i pe români, dai al nostru ardealul sfânt de când suntem pe pământ. Doamne, ocrotește-i pe români, dai al nostru ardealul sfânt de când suntem pe pământ. Doamne, ocrotește-i pe români. Suntem săraci, plini de nevoi, Doamne, ocrotește-i pe români. Suntem săraci și plini de amar, plânsul nostru în zadar, Doamne, ocrotește-i pe români. Suntem
zadar, Doamne, ocrotește-i pe român. La mulți ani, români! La mulți ani, România! La mulți ani și ție, româncuță dragă, și-ți mulțumim din suflet. În continuare, după cum am spus, vom depune coroanele. Din partea Consiliului Județean Bacău, domnul vicepreședinte Geru Panfil. Târgovna.
coroană de flori, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna. Vă dorim, iar pe final îmi permit și eu două strofe să vă cânt. Dați un cântec de luptă bătrân ca unirea, voi compatrioți ascultați. Ardealul, Ardealul, Ardealul ne cheamă, nădejdea e numai în voi. Sărutăți copile, părinții și frații, și apoi să mergem la război. Sărutăți copile, părinții și frații, și apoi să mergem la război. Să dea Dumnezeu să nu fie război. La mulți ani, România! La mulți ani, dragi români! Numai bine vă dorim tuturor!